nu mai atractiv să participi la târguri de carieră, să construiești CV-uri în stânga și dreapta și să aplici sperând că la un moment dat o să te sune cineva. Întreg procesul de recrutare e un pic scăpat de sub control și confuz pentru candidați. Și ce am vrut noi să facem a fost să găsim cea mai bună experiență pentru ei în a decide următorii pași profesionali. Jofull e prima platformă de recrutare din România pe bază de gamification. Cred că foarte multă lume confundă gamification cu efectiv un joc. Gamification înseamnă să aplicăm tehnici de joc pentru a crește atractivitatea procesului în sine. Candidatul își completează profilul, toate informațiile, intră într-o serie de academii unde noi am dezvoltat teste, skill assessment, și le-am dezvoltat cu psihologi dedicați pentru cele mai căutate 7 skill-uri, însemnând proactivitate, gândire critică, integritate, lucru în echipă, comunicare, cele mai căutate, practic, transversale ca și skill-uri, soft skill-uri. După ce completează toate aceste informații, ei pot aplica către diferite joburi. Pentru recruiter arată un pic diferit, că având informațiile astea standardizate, ei pot să zic că vreau 3-5 ani de experiență, voluntariat, limba franceză, gândire critică și interesat de domeniul IT sau cu studii în domeniul IT. Și platforma generează, printr-un Elasticsearch, generează uite cine se potrivește 100%, uite cine se potrivește 95% că nu și-a testat competența asta și tot așa. În momentul în care vezi profilele în căutări, sunt anonimizate, fără nume, prenume, fără număr de telefon, adresă de e-mail. În momentul în care poți să-i trimiți o invitație, nu poți să deblochezi profilul, îi trimiți o invitație. Candidatul primește SMS și e-mail, compania X te caută pentru jobul Y, ai 48 de ore să răspunzi, astfel încât să știm că în 48 de ore noi închidem procesul, dacă e de interes pentru ambele părți sau nu. Și de aici a venit sistemul de matching aplicat. Competențele pe care le testăm noi ca și Jofull și sunt standardizate pe platformă și intră și în căutările recrutărilor, sunt soft skills, de la, cum ziceam, de la gândire critică, la integritate, comunicare, lucru în echipă sau leadership. Nu sunt dedicate pentru un tip de rol, nu sunt tehnice, sunt transversale, sunt pentru orice rol ar putea să te atragă. În momentul de față, dacă după ce completezi cel puțin 80% din profil, poți apărea în căutări și poți fi recrutat. Într-adevăr, e un profil mult mai atractiv după ce completezi și testele, pentru că sunt folosite și filtrele respective în căutări. Cu o investiție de timp de 8 ore, orice candidat poate să ajungă la un profil foarte bine pus la punct și atractiv pentru angajatori. În momentul de față, pe zona de academii, sunt 4 academii Jofull. Treci prin niște materiale, fie că sunt forma TED-uri, fie că sunt scrise, ca și conținut asemănător sau ca și sistem este asemănător cu Coursera. Practic înveți despre anumite lucruri, iar la final ai o zonă de testare prin care demonstrezi cât de bine știi sau ai o anumită competență. Testele într-adevăr sunt contratimp pentru cele finale în care efectiv măsurăm competențele respective. Pe câte două competențe este un test de 90 de minute, cu undeva între 40 și 50 de întrebări. Dacă aduci un prieten să stea lângă tine să te ajute cu niște întrebări, s-ar putea să ieși mai bine la teste, însă nu o să te ajute pe termen mediu și lung. Pentru a ajunge la o formă finală a testelor, pe fiecare competență, pașii sunt următorii. Mai întâi se definește competența, după care se definesc criteriile competenței respective, pentru că în zona de comunicare trebuie să vedem care sunt comportamentele din spate care demonstrează că au un nivel de comunicare bun. După ce avem aceste comportamente din spate, avem o serie de metrici, de la 1 la 5 am folosit noi, de la foarte puțin pregătit la foarte pregătit. Iar toți itemii, toate întrebările propriu-zise, se construiesc pe câte una din aceste comportamente. Undeva la 40 de întrebări, pentru că unele sunt de control, se numește, sau de normare. După tot acest proces, ele trec printr-un centru de experți, ori din resurse umane, ori din psihologie, ori împreună, care dau feedback, astea sunt valide, astea sunt, nu sunt valide. După care ele trec printr-o serie de cel puțin 1000 de teste date, validate, se face partea de, din nou, o parte de normare și atunci se elimină practic itemii care sunt irelevanți. Iar la final avem aceste teste care ne spun destul de precis, ar putea spune, sau valid cât de bine se pricep anumiți oameni la anumite lucruri. În momentul în care a terminat de completat profilul și a terminat zona de teste, candidatul poate să vadă profilul așa cum o să-l vadă compania după un match, adică fără a fi anonimizat.
Acolo avem incluse badge-urile pe care le-a pe platformă, toate informațiile pe care le-a completat pe profil, competențele și nivelul lor, competențele declarate, pentru că cele pe care nu le testăm poate să le declare ei, că știu Photoshop sau, da, sau limba engleză. Limbi străine, din nou, corect. Practic, toate informațiile despre un candidat ca profesionist sunt cumulate în acest profil pe care ei poate să-l vadă și să-l administreze.